Domnul ministru, ce suprafață de pădure a fost defrișată în ultimii 20 de ani? Pentru că sunt mai multe cifre care sunt prezentate. Vorbim despre defrișări legale și ilegale. Avem date statistici ce, din păcate, avem cifre îngrijorătoare. Ce putem spune este că din 1990 până în 2011 au fost defrișate aproximativ 400.000 de hectare, 366.000 de hectare ilegal și putem spune că suprafața este chiar mai mare pentru că acestea sunt defrișările constatate în urma unor acțiuni, unor verificări constatate prin procesele verbale. Dar este posibil ca să avem mai mult de 400.000 de hectare defrișate. Greenpeace ilegal. Într-un raport spunea că se defrișează cam 3 hectare ilegal pe oră. Este o estimare a dumnealor, nu putem spune că e corectă sau nu. Eu, ceea ce vă spun este că se defrișează, din păcate, ilegal și trebuie să luăm măsuri ca acest lucru să nu se mai întâmple. Care sunt cele mai afectate zone de defrișările ilegale? Sunt zonele Argeș, Alba, Maramureș, Suceava. Putem vorbi despre probleme mari și în Giurgiu, în Dolj, unde suprafața împădurită din județele respective este sub 10% și orice tăiere ilegală din această zonă înseamnă un risc pentru cetățenii din zona respectivă, pentru că fenomenele meteorologice extreme, și vorbim aici de secetă, de viscole, îi afectează din ce în ce mai mult pe cetățeni. Pentru că sunt din ce în ce mai prezente. Ne-ați prezentat vinerea trecută un caz, 900 de hectare au fost defrișate în județul Argeș ilegal. Și ați dat acolo niște cantități impresionante de camioane de lemn care practic au trecut pe drumurile României fără să îi oprească nimeni, fără să pățească nimic. Deci putem trage ușor concluzia că furtul acesta din păduri se face oarecum și cu complicitatea autorităților. Ce măsuri luați împotriva celor care fură și defrișează ilegal? În Argeș a fost realizat un control amplu, controlul fiind realizat de 3 instituții. Pe de o parte, reprezentanți de la Departamentul de Ape, Păduri și Piscicultură din cadrul Ministerului, Poliția Economică și Procuratura Argeș. La aceste controle din partea Ministerului a mai participat și angajați din teritoriu, dar nu din Ploiești, ci care are competență în zona Argeșului, ci de la Inspectoratele Silvice Brașov și de la Inspectoratele Silvice Cluj. Practic am făcut controale încrucișate. Aceste controale cu mai multe instituții sau încrucișate, luând dintr-o zonă a țării personal silvic cu atribuții de control și făcând control în altă parte, și-au dovedit eficiența. Dovadă este acest caz de la Argeș și vom continua aceste controale cu instituții, cu mai multe instituții și cu implicarea din diverse zone ale țării a organelor de control. Însă, rămâne un mister și pentru mine cum s-au putut transporta 6.000 de camioane de lemn fără să vadă în ultimii 4 ani nimeni acest jaf. Se știe așa în popor că cine este pădurar sau lucrează la Romsilva trăiește bine. Cine trăiește în pădure trăiește bine, să zic așa. Spuneți-mi, vă rog, dacă averile pădurarilor și a celor care lucrează la ocoalele silvice sunt verificate în acest moment și există o evidență a acestora, pentru că salariile sunt destul de mici și este destul de greu să ai vilă cu mașină, mai multe mașini, cu
Adică... Aici sunt două categorii de angajați. Cei de la inspectoratele silbice, care sunt funcționari publici și care își declară averile și nu... Aici nu mai putem face absolut nimic decât să-i urmărim și să vedem în ce măsură ei își fac meseria, și cei care nu își fac meseria trebuie să plece din sistem, iar cei care sunt parte cu hoții, ăștia care sunt parte cu hoții de lemne trebuie să plece din sistem. Pe de altă parte, sunt angajații regiei, pădurarii din regia Rom-Silva, care sunt angajați ca a oricărei altă regie și pe care vrem să-i profesionalizăm și să-i responsabilizăm. Nu trebuie neapărat să-și declare averea, el trebuie să fie un om corect, un om cinstit, care ține, iubește pădurea și o respectă, și în cazul în care are alte preocupări decât acelea de a aplica legea, de a păzi pădurea, își va pierde dreptul de a profesa această meserie. Asta este preocuparea noastră și... Da, e foarte ușor codul să silvic vezi va... când furi dacă te uiți la avere, pentru că averea reflectă câți bani câștigi, legal sau nelegal. Știți, există, după cum știți și dumneavoastră, acea vorbă în popor că să nu-i dai salar mare, numai să-l lași să lucreze în pădure. Se schimbă radical legea și nu va mai intra în pădure cel care permite furtul. Și cu siguranță, dacă punem această prevedere legală, se vor gândi de două ori atunci când vor fi tentați să accepte furturile. Pentru că vorbeți de modificarea legii, știu că lucrați acum la modificarea codului silvic. Ce modificări aduce varianta propusă de dumneavoastră? Codul silvic acum este în dezbatere parlamentară, se află la Senat, prevede patru modificări majore. În primul rând, interzicerea vânzării lemnului pe picior. Lemnul va fi vândut măsurat din rampe și depozite și nu estimat, așa cum se întâmpla până acum. Ce limitează prevederea aceasta? Ca să înțeleagă și omul care această, nu cunoaște domeniul. Această prevedere înseamnă că lemnul nu mai poate fi pus pe piață dacă nu are documente legale și dacă nu este măsurat bob cu bob. Limitează tăierile ilegale din punctul nostru de vedere. Vânzarea la negru, pentru că vânzarea în procentul acela de estimat intra și lemn la negru. Exact. Vânzarea la negru a lemnului, din punctul meu de vedere, va fi mult diminuată pentru că lemnul va fi măsurat. A doua modificare esențială este asigurarea pazei pădurii în mod gratuit pentru proprietarii care dețin suprafețe până la 30 de hectare. Această pază va fi asigurată de către personalul Rom-Silva și plătită de la bugetul de stat. A treia modificare esențială este aceea referitoare la introducerea autorizațiilor de practică. Personalul silvic va deține autorizație de practică în cazul în care va încălca legea și va permite tăieri ilegale și pierde această autorizație și practic își pierde dreptul de a mai profesa meseria de silvicultor. Dacă îi puteți să-i dați afară mai ușor pe cei care fură. Este o măsură administrativă, îi putem da afară pe de-o parte pe cei care fură și îi responsabilizăm pe ceilalți pentru că vor fi mult mai atenți în aplicarea legii. Alte modificări. A patra modificare esențială este introducerea dreptului de preemțiune la vânzarea masei lemnoase către operatorii din industria mobilei. Vrem să încurajăm prelucrarea lemnului în țară și să descurajăm exportul de materii prime buștean și cherestea. Și atunci dăm acest drept de preemțiune pentru la același preț pentru cei care sunt operatori în industria mobilei. Cam cât la sută din lemn exploatat în pădurile noastre pleacă la export și cam cât rămâne în țară?
Nu știu să vă spun acum, există date statistice, vi le putem pune la dispoziție. Cert este că în ultimii ani, din păcate, exportul de materie primă a crescut. Noi suntem o țară care își exportă lemnul și bușteanul și cheresteaua și prelucrăm mai puțin lemn în țară față de anii 2000. Sigur că mă bucură faptul că a crescut exportul de mobilă și în perioada următoare vom lua măsuri și pentru încurajarea exportului de mobilă. Lemnul care se vinde la un preț corect sau se vinde la un preț mai mic decât cel care ar trebui să se vândă, fiindcă totuși e sursă importantă pădurea? Datorită acestor defrișări ilegale și prezenței lemnului vândut la negru pe piață, prețul a fost oarecum afectat de aceste tăieri ilegale. Eu cred că prețul se va stabiliza. Acum este o creștere a prețului. Prețul lemnului este mai mare. Se va stabiliza. Noi facem și niște analize pentru că în fiecare an Ministerul stabilește pentru anul viitor prețul mediu în funcție de datele statistice din anii anteriori și facem niște analize să vedem un pic și care este media pe Europa și să facem în așa fel încât să creăm totuși o piață corectă în acest sens. Doamna ministru, să zicem că eu acum mă duc în pădure, mă apuc și tai două camioane de lemne și plec cu ele de acolo. Da. Și mă duc să le vând. Mi le cumpără cineva? Adică trebuie să prezint niște acte de însoțire a lemnului, unde să spună proveniența sau cum se întâmplă? Pentru că spuneți de o cantitate foarte mare de lemn defrișată, ilegal și vândută. Deci cineva a cumpărat. Deci se poate să cumperi lemn? Deci până acum lemnul era vândut, așa cum vă spuneam, pe picior. Era vândut un lemn, o cantitate estimată, conform așa numitor APV-uri, actelor de punere în valoare, și era vândut de către, era exploatat de către firmele de exploatare, ele făcându-și și avizele de însoțire a mărfii, transportând lemnul și ducându-l până la consumatorul final. Făcea un transport, dacă nu l-a prins nimeni, mai transporta încă o mașină de lemn tăiat ilegal din pădurea de unde tăia legal sau din zonele limitrofe acestea, multe dintre ele păduri nepăzite. Am aprobat o hotărâre de guvern care transpune regulamentul 995 din 2010 privind trasabilitatea lemnului. Cel care exploatează masa lemnoasă nu mai face și avizele de însoțire a mărfii. Avizele de le vor face administratorul pădurii, responsabilizându-l și pe el, și va fi cel care va fi responsabil de punerea lemnului pe piață. Nu se va mai putea pune lemn pe piață fără să-i demonstrezi proveniența legală. Și eu dacă cumpăr un lemn tăiat ilegal, ce îmi faceți? Păi vă prind și vi-l confisc. Asta vă spun după lege. Da. Ce s-a întâmplat în Argeș, unde v-am spus 6.000 de camioane au fost transportate și nu a văzut nimeni, acest lucru este îngrijorător. Acum trebuie să vă ca și producător de mobilă, să zicem, cumpăr de la lemn tăiat ilegal. Mie îmi faceți ceva sau eu trebuie să prezint ca niște documente sau la cumpărare? Da, trebuie să prezentați aceste documente, să dovediți că este lemn provenit legal și să țineți 5 ani documentele pentru a fi verificate. Pe nouă cod silvic. Pe această hotărâre care vă spun, de care vă spuneam privind transpunerea regulamentului. La utilizatorii. Această hotărâre de guvern va intra efectiv în aplicare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, deci undeva pe la sfârșitul ianuarie. În același timp sper să fie aprobat și codul silvic, pentru că ele sunt complementare și
Odată cu punerea acestei hotărâri de guvern în practică, vom avea și un instrument, așa numitul SUMAL, un sistem de urmărire a materialului lemnos, un sistem informatic care ne va permite să identificăm transporturi ilegale, să identificăm achiziții ilegale de lemn. Adică lemnul care intră trebuie să și iasă. Da. Și mai mult decât atât, prin hotărârea aceasta de guvern, în cazul în care nu introduce operatorul, transportatorul, nu introduce în sistem informațiile, atunci se instituie și contravenții. Dacă în 15 zile nu introduce datele în sistem, sunt contravenții, mi se pare, de la 5.000 de lei în sus. Dacă în 45 de zile nu sunt introduse date în sistem, atunci administratorul riscă să nu-și mai poată cumpăra avize de expediție și, prin urmare, să nu mai poată să lucreze cu lemnul. Deci va fi un control mult mai strict în ceea ce privește trasabilitatea lemnului. Ultima întrebare, dacă în pădurile de pe munți, da, pădurile mari, se defrișează ilegal, să vândă lemnul, în pădurile din apropierea orașelor se defrișează foarte mult ca să se construiască. Într-un fel sau în altul, la fel de misterios, oamenii respectivi primesc autorizații să-și construiască case în pădure. Mai mult, codul silvic actual îți dă posibilitatea ca pe 5% din suprafața pădurii pe care o deții să poți construi, deci să ai dreptul să construiești. Ceea ce a dus în pădurile, de exemplu, cum este Băneasa, cum este Snagov și așa mai departe, sau cele din zonele stațiunilor montane, au apărut tot felul de case, ochiuri cu case în pădure. Cum veți limita acest fenomen prin nou cod silvic? Ce intenționați să faceți? Am introdus această noțiune de pădure parc și vom veni în perioada următoare cu reglementări subsecvente, astfel încât să evităm construcțiile de case în zonele acestea de care îmi spune și dumneavoastră. Noi am dorit ca aceste păduri să fie accesibile, să fie locuri de petrecere a timpului liber pentru plimbări, pentru observații în natură făcute împreună cu copiii, dar nu dorim să agresăm, să permitem agresarea pădurii prin aceste construcții. Vom urmări atent acest fenomen pentru că există într-adevăr o presiune imobiliară asupra zonei respective.